După terminarea războiului II mondial, soldații ruși au încercat cât mai mult să-și umple buzunarele cu diferite obiecte scumpe. Zvonurile precum că soldații ruși acapărau trofee de la soldați luați prizonieri și nu doar cât și de la oameni civili, erau de mult auzite și cunoscute în întreaga Europa. Așadar, în timpul războiului cât și la finalul său, soldații ruși se delectau cu obiecte furate de la prizonieri români, nemți, maghiari, italieni și alții. Printre obiectele furate, cel mai căutat era ceasul de mână. Era o mare bijuterie pentru ruși, în special pentru cei veniți de prin părțile Siberiei, o zonă a Orientului îndepărtat, care nu au văzut ceasuri în viața lor niciodată. Celebra expresie "Davai ceas", tradus din limba rusă ar fi "Dă ceasul", e arhicunoscută printre rândurile societății românești. Această expresie a fost folosită de către marele umorist Constantin Tănase în fața publicului larg. Rău era cu derdii das, dai mai rău cu davai ceas. De la Nistru până la Don, davai ceas, davai palton, davai ceas, davai moșie, harașo, tovărășie. Constantin Tănase. Imediat după prestația sa scenică, Partidul Comunist a închis emisiunea ca efect de a nu permite discreditarea soldatului sovietic. Pe una din renumitele fotografii datând din perioada războiului II mondial, și anume momentul când doi soldați sovietici pun steagul URSS deasupra Reichstagului german, se poate observa la unul din soldați având pe ambele mâini câte un ceas sau câte două ceasuri pe una din mâini. Propaganda sovietică a făcut tot posibilul ca aceste imagini să apară denaturate, montate, și astfel a fost tăinuit adevărul despre acțiunile Armatei Roșii. Soldatul care sprijinea pe celălalt soldat cu steagul în mână purta două ceasuri, ceea ce ar putea însemna că a jefuit de la cineva aceste ceasuri. Această acțiune de furt era pedepsită cu executare. Însă mai târziu a fost susținută ideea că ceasul în plus, care era pe mâna soldatului, era de fapt o busolă. Fotografia a suferit și în continuare unele schimbări. Astfel, el a adăugat în fundal mai mult fum, copiindu-l dintr-o altă imagine pentru a face scena mai dramatică. Dacă memoria despre Uniunea Sovietică treptat este tot ștearsă și uitată de noile generații, nu trebuie să uităm despre aceste fapte reale ce s-au petrecut în timpul războiului II mondial cu faptele pe care le-au făcut Armata Roșie. Așadar, expresia "davai ceas" rămâne în istoria României și reprezintă imaginea reală a soldatului rus, imaginea călăilor care au păgubit, din păcate, o mare parte din cetățenii Europei. Atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut, un like și ne revedem data viitoare cu o nouă ediție.